recitesc un singur verset din textul de la timpul de rugăciune, versetul 11, și vom lipi versetul acesta de un cuvânt din Faptele Apostolilor, din capitolul 8. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele lui, haideți și versetul 12, așa că călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Faptele Apostolilor, capitolul 8, pagina 1065, citim de la versetul 1 până la versetul 13 inclusiv. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci, șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetatea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cântarea aceasta a lui Moise este o cântare specială, este și una profetică, dacă vreți, o cântare în care Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, cântă experiența acestui popor, pe care Dumnezeu l-a luat de nicăieri, cu mână tare și cu braț puternic, însoțit de minuni și semne. Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului, l-a trecut Marea Roșie și urmau să ajungă în Canaan. Însă acest popor a avut o problemă și asta se spunea și s-a accentuat la timpul de rugăciune. Foarte repede au uitat minunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Și s-au întors cu fața de la Dumnezeu spre idolatrie, spre idolii care altădată a fost viața lor. Înainte ca ei să ajungă în țara Canaanului, Dumnezeu l-a motivat pe Moise ca el să trimită niște iscoade și să iscodească țara Canaanului. Și au fost 12. 12, câte unul pentru fiecare seminție. Când ei s-au întors, pentru că intrarea în țara Canaanului era un act al credinței însoțit de Dumnezeu care călătorea cu ei. Oamenii aceștia, ne spune cartea lui Dumnezeu, în cartea Numeri, capitolul 13, capitolul 14, când s-au întors, au luat din roadele țării și au zis: uite ce țară minunată vrea să ne dea Dumnezeu. Așa cum cred că și de la noi, prin Duhul Sfânt, sunt mesageri ai lui Dumnezeu, care primesc mesaje de dincolo,
cum a fost apostolul Pavel. Însă intrarea în Canaan este un act al credinței, că Dumnezeu care ne-a scos cu putere din țara Egiptului ne poate și duce până în Canaan. Adică mântuirea noastră să aibă un final fericit, un final binecuvântat. Dar când ei s-au întors înapoi, doar doi au depus o mărturie în favoarea atotputerniciei lui Dumnezeu. Și ei s-au întors și au istorisit lui Moise: ne-am dus în țara pe care ne-ai trimis, cu adevărat, este o țară, Numeri capitolul 13 cu 27, e o țară în care curge lapte și miere. Și sigur că istoria lor a anticipat oarecum istoria noastră. Dar poporul acesta care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt tărite, foarte mari. M-am văzut acolo pe fiul lui Anac. Amaleciții care locuiesc acolo, ebusiții, amoriții locuiesc pe munte și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare de-a lungul Iordanului. N-avem cum, cu alte cuvinte, să o cucerim. Caleb a potolit poporul care cârtea și a început să cârtească. Scoși cu minuni, cu semne și cu prezența lui Dumnezeu. Nu cred că o să reușim să intrăm. Și vă spun, ne lipim viața noastră de istoria acestui popor. Dar bărbații care fuseseră împreună cu ei, versetul 31 a zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că e mai tare decât noi. Și au negrit și textul mai în jos zice că și-au găsit o căpetenie și au zis, hai să ne întoarcem înapoi în Egipt. Nu ne place aici în cuibul cald al prezenței tale, al protecției tale, al ocrotirii tale, unde tu ți-ai întins aripele peste noi, dar merge în țara Canaanului. E dincolo de puterile noastre, adevărat au venit iscoadele astea, dar noi nu putem să o câștigăm. Și asta, dacă vreți, este atacul diavolului asupra creștinului, după ce a trecut prin apa botezului, să dă o luptă cu el. N-ai cum să ajungi, ești prea slab. Și cuvântul Domnului ne spune că ei și-au și găsit o căpetenie și au zis, hai să ne întoarcem înapoi în Egipt. Iosua, fiul lui Nun și Caleb, și-au rupt hainele în fața lor, cei care puseseră cu el. Și-au vorbit astfel întregii adunări, țara pe care am străbătut-o noi, versetul 7 din capitolul 14, și mă gândesc la Rai, la Canaan, este o țară foarte bună și minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor și ne va da, este țara în care curge lapte și miere. Și istoria lor, numai nu vă răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. După ce Domnul ne-a mântuit, aș vrea să privim așa din două perspective textul acesta. Pornim spre țara Canaanului. Vin tot felul de gânduri pe la noi. Oare ești mântuit? Oare chiar o să ajungi? Oare chiar o să sfârșești cu bine calea? Vin gânduri care spun, mai bine era în Egipt, înainte când eram în lume mă descurcam. Acum de când m-am pocăit, necazuri, accidente, încercări. Nu știu dacă o să ajung, nu știu dacă o să reușesc. V-am recomandat la toți, faceți-vă rost de cartea Călătoria Pelegrinului spre patria sa, de John Bunyan. Socotesc că orice pocăit ar trebui să-și facă lângă Biblie timp, măcar o dată pe an. Nu știu câte am avut întotdeauna, nu știu dacă găsesc una acasă, acum să vă dau. Faceți-vă timp să citiți, să vedeți cum a plecat călătorul spre patria cerească și câte lupte. Așa a fost Israelul. Și acum, datorită neascultărilor, datorită cârtirilor, la un moment dat și Moise s-a prăbușit și a păcătuit înaintea Domnului și a zis, n-o să ajungi nici tu. E momentul în care se desparte. Și adunând toată experiența aceasta, inspirat de Duhul Domnului, el a spus așa, ca și vulturul care își ține pui în cuib o vreme, așa s-a purtat Dumnezeu cu poporul acesta, i-a ocrotit acolo în cuib, în cuib.
Și zice cuvântul Domnului în textul pe care noi l-am citit la timpul de rugăciune, în capitolul 32, ca vulturul care își scutură cuibul. Și oamenii ar vrea să stea după ce s-au pocăit în cuibul cald al protecției binecuvântate a lui Dumnezeu. Dar nu vor să zboare. Și care este înțelepciunea vulturului? După vreme, după ce puișorii lui cresc și încep să le crească aripi și se, acolo încep să dea din ele puțin, să ceartă acolo în cuib și ei trebuie să învețe lecția de zbor. Ei nu vor să zboare, puii de vulturi, sub nicio formă nu vor să zboare. Și atunci ce se face? Mama, dacă vreți, îi împinge pur și simplu din cuib. Dar ei, vulturii, își fac cuiburile pe crestele cele mai înalte ale munților. Dar ei n-au zburat niciodată, pur și simplu îi împinge din cuib. Când îi împinge din cuib, ei nu știu să zboare. Cad, ca și cum cade o pasăre care nu dă din aripi. Când mama îi vede că ei nu pot zbura, fuge cu o viteză extraordinar de mare și întinde penele sub ei și îi ține și iar îi lasă. Și la un moment dat, puii de vulturi își deschid aripile și zboară și ei. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, așa am făcut eu cu poporul acesta. Ei n-au avut încredere, n-au crezut că eu sunt Dumnezeu. Și dacă ne lipsește ceva pe care lui Dumnezeu, ne lipsește credința în Dumnezeu. N-au crezut minunile lui. Spune Pavel nu odată în epistola către evrei. S-au îndoit, au cârtit, au vrut să întoarcă înapoi. O, bietul pocăit, porniți spre țara Canaanului cu un Dumnezeu glorios, cu un Dumnezeu atotputernic, cu un Dumnezeu care își ține promisiunile. Eu, pocăitul, îmi pun capul în jos, nu știu dacă. Păi așa cum a călătorit Dumnezeu cu poporul Israel, cum vulturul are grijă de pui, așa am avut eu grijă să-i duc într-o țară minunată. Necredința. Și dacă fac așa o sinteză a acestei experiențe, și asta e pentru noi, dragii mei. În dimineața aceasta, Apostolul Pavel spunea în epistola către evrei, vă citesc câteva versete care sunt de o frumusețe aparte și tratează Dumnezeu care i-a scos, păi același Dumnezeu care i-a scos cu mână tare, lăsând urgiile peste țara Egiptului, s-a despicat Marea Roșie în două și au trecut ca pe uscat, cu un Dumnezeu atotputernic. Și carele și toată oastea lui Faraon au rămas acolo. Și a zis, nu cred că putem ajunge. Ăsta-i omul, ăsta-i pocăitul. Vine la botez, depune mărturie și apoi, ce se întâmplă? Și Domnul vrea să te scuture puțin, să-ți scuture cuibul confortabil și moale în care stă cineva. Uitați, citeți din Evrei, să zicem, capitolul 3. Și asta e pentru noi. Nu se poate fără credință să moștenim țara promisă, să știți. Nu se poate cu idoli în inimă să ajungem în țara promisă. Ci îndemnați-vă unii pe alții, 3 cu 13, câtă vreme se zice astăzi. Discutam vineri cu Leonard, soțul lui Camelia, de ani de zile, cântăreț în lume, la chitară. Mă scută mine, frate Sami, roagă-te să nu mai eu nunț, că dacă nu mai eu nunț, îți promit că o să închei legământ cu Domnul, soția lui pocăită. M-am rugat și după ce m-am rugat, m-am întâlnit cu el în sat și a zis, n-am mai luat nicio nuntă. Păi trebuie să te pocăiești. Nici o nuntă, a zis, n-am mai luat de atunci. Păi nu asta ai cerut. Eu m-am rugat și Domnul m-a ascultat. Au fost vineri la adunare, au ieșit în față, s-au apucat de plâns, nu se putea opri. Ce faci, am zis? Uite, mai atâta mai am, a zis. Atâta mai ai? Eu nu pot să spun asta, eu îți spun altceva. Astăzi, dacă ai auzit glasul, nu-ți împietri inima. Luați seama, 3 cu 12, fraților, ca niciunul dintre voi să aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului că ne-am făcut părtași lui Hristos dacă îl păstrăm până la sfârșit.
ne place în cuib, unde e bine. Dar intrarea în țara Canaanului e un zbor al credinței. Și aripile în Scripturi sunt simbolul credinței. Și dacă nu, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6, că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Chiar îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt? Sau ne îndoim? Nu știu. Și când discut cu unii pocăiți de ani de zile, ești mântuit? Nu știu ce să spun. Știe Domnul. Păi știe Domnul, dar trebuie să știi și tu, scumpul meu. Îndemnați-vă unii pe alții câtă vreme se zice astăzi, ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, aluzie la poporul Israel. Cine au fost cei care s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt, prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost cei a căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat el celor care nu ascultase? Vedem că n-au putut să intre. Extraordinar! Din pricina necredinței lor. Intrarea noastră în paradisul de cristal, pe marea de sticlă a lui Dumnezeu, unde vom cânta cântarea lui Moise și cântarea mielului, este un act al credinței, un act al ascultării, un act al supunerii, un act al împlinirii cuvântului lui Dumnezeu și un act, dacă vreți, a rodirii a fiecăruia din noi. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, textul pe care eu vi l-am citit din Faptele Apostolilor mai este un cuib. Și să știți, nu se poate să stăm. Asta ne place. Și despre asta mi-aș fi propus să împărtășim împreună. Bun, dar am făcut actul acesta, acum sunt în cuibul cald și moale al pocăinței, mă duc la adunare, frații se roagă pentru mine și ce bine e la biserică. Orice problemă ai, biserica trebuie să se roage, să te aducă înaintea lui Dumnezeu, dacă ești bolnav, îți sară în ajutor, dacă treci nu știu prin ce lipsă, îți gata să te ajute și atât. Unii așa și imaginează. Îți dau biserici în Faptele Apostolilor și vă recomand, când aveți timp, citiți cartea Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor este manualul de lucru al bisericii. După asta ne gălăuzim, după cartea aceasta. Ăsta e manualul de lucru a felului cum Dumnezeu a lucrat în biserică. După ce Domnul s-a înălțat la cer, a venit cincizecimea și Domnul a binecuvântat începutul acestei biserici. Îți dau tipuri de biserică. În Faptele Apostolilor. Este biserica de tip Ierusalim și este biserica de tip Antiohia, care misionează. Biserica de tip Ierusalim este cuibul moale și liniștit, în care le place la toți. Uitați, vă citesc părți așa, doar tangențial, din această biserică. Citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, uitați, să zicem, de la versetul 42 în jos. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, asta la Ierusalim, și e bine asta, legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni, fiecare era plin de frică, prin apostolul se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună, toate averile le aduceau și le puneau la picioarele apostolilor și se împărțea, își vindeau ogoarele, averile, împărțeau banii după nevoile fiecăruia și stăteau împreună în cuib, în cuib. Liniștiți, bucuroși, gândindu-se la mântuirea lor. Dar Dumnezeu avea alte planuri să-i scuture din cuibul acesta și Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Și cum îi va scutura decât cu începutul unei prigoane? Și prigoana aceasta a avut menirea, iată a murit primul martir, și a stropit cu sângele lui mărturia lui. Și când a murit Ștefan, a văzut cerurile deschise. Și a zis, iată-l, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui. Și se ridică Hristos în picioare când intră un martir în glorie ca să-l primească.
o aparentă înfrângere, am spune, în viața bisericii. Ce va face biserica? Și prigoana aceasta a avut menirea să-i sufle pe toți. Din cuibul moale și confortabil, așa înțeleg unii pocăința, mântuit la adunare, dacă trebuie ajut cu ceva, dar nefăcând poate nimic și nesimțind cu mișcarea aceasta de mântuire a oamenilor dincolo de locul confortabil pe care ni l-a dat Dumnezeu. Nu e așa că cei mai mulți poate gândesc așa, mă duc la adunare, nu e destul că mă la adunare. Și zice, două programe, spun unii, obositor, două programe, și zi de post, și rugăciune, și miercurea, și sâmbăta. E prea mult. Duminică dimineața, Dumnezeu trebuie să fie mulțumit. Și vin, și vin, și se uită, și privesc. Prigoana aceasta a avut menirea ca să-i scuture din cuibul acesta confortabil al Ierusalimului. Și uitați, după uciderea lui Ștefan, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire. Câteodată ca Dumnezeu să te ducă, să te scoată din cuibul confortabil în care stai, îngăduie un necaz, îngăduie o nenorocire, îngăduie o tragedie, pentru că El are planuri și nici nu știi, dintr-o dată, ca un trăznit din cer, venirea noastră în Oltenia. Am spus de nu știu câte ori, niciodată nu veneam, n-aveam cum să venim. Dumnezeu ne-a scos din confortul Ardealului prin niște încercări și am dat faliment și am pierdut totul. Și atunci nu m-am fost pregătit ca să zburăm din cuib. Mergeam la biserică, îmi dădeam zeciuiala, dar nu slujeam, nu eram angajat nu știu cum într-o slujire. Și am zis, nu e destul atâta. Mă gândeam la mântuire, îmi făceam partea mea, dar Dumnezeu a avut planul Lui. Și când Dumnezeu vrea să te ducă în voia Lui, te împinge din cuib. Ori printr-o încercare, ori printr-o lipsă, ori printr-o boală cronică, nu știu prin ce. El are metodele Lui ca să te ducă în voia Lui. Toți afară de apostoli, zice, apostolii au zis, no, hai, noi totuși mai rămânem în Ierusalim. Până la urmă pleacă și ei. S-au împărștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan. A fost învinsă biserica? O aparentă înfrângere, Ștefan e mort, Saul avea scrisorile, ce se va întâmpla cu biserica? Biserica a ieșit biruitoare prin istorie și acest Dumnezeu atotputernic și mielul care a biruit și care are palmele lui străpunse, a mers cu ea prin istorie și a continuat să fie biruitoare. Sunt cel puțin, dragii mei, patru vrăjmași cu care se luptă biserica. Aici ne confruntăm cu unul, dar eu se amintesc pe toți patru. Biserica are de luptat. Biserica nu e ceva care se adună înăuntru, stă în cuib moale, nu se roagă, nu interesează nimic, numai să mă duc la adunare. Biserica este armata lui Dumnezeu pe pământ, care este trimis, măcar că lumea aceasta zace în cel rău. Și de trei ori în Evanghelia după Ioan, spune cuvântul Domnului, căci cel care stăpânește peste lumea aceasta este cel rău și biserica este chemată să câștige teritorii și oamenii să fie mântuiți. Sunt cel puțin patru sisteme păcătoase, patru vrăjmași mari cu care se luptă biserica, dar în fruntea noastră merge cineva și acela este Hristos, Domnul. Și ori prin ce vom trece, suntem mai mult decât biruitori. Primul, sisteme religioase fără Hristos la Ierusalim. Sunt sisteme, au fost atunci, sisteme religioase care l-au osândit pe Hristos la moarte. Sunt astăzi sisteme religioase fără Hristos. Sunt și se luptă împotriva Evangheliei. În al doilea rând, sunt practicile oculte și vrăjitoriile. Sunt astea un vrăjmaș al Evangheliei. Se luptă ei și astăzi e o confruntare între puterea lui Dumnezeu și puterea vrăjitorilor. Cine va birui? Mielul care a fost străpuns și care e atât puternic. În al treilea rând, sistemele filozofice. Gândiți-vă la Atena păgână, când a ajuns Pavel și a predicat acolo și ei care erau atât de mari, a dat pe cei mai mari filozofi ai vremii atunci. Și ei erau curioși să audă, dar nu l-aveau pe Hristos. Asta în al treilea rând. Sisteme politice, atee, patru, sunt, au fost și astăzi, sunt oameni
Mi-amintesc de vremea trecută, când activiștii de partid se ridicau în casele de cultură și se ridicau de la 500 și 1000 de oameni. Mai este cineva care poate să spună că există Dumnezeu și oamenii își băgau capul în jos. Și peste România a fost o perioadă în care biserica a fost apăsată de jugul acesta ateu, de cortina de fier a comunismului. S-a stins puterea bisericii, a murit biserica. Ce a adus prigonirea? Ce au adus comuniștii? Ce au adus securiștii? Au dat cei mai mari sfinți care au făcut cântări în lacrimi, în pușcării și în lanțuri. Și noi cântăm cântările lor, fără să clipim din ochi. Și căutăm un anumit soi de muzică care poate ne place nouă. Ce au făcut comuniștii? Au biruit? N-au biruit. Că în față merge Hristos. Oare ce ar trebui să facă Dumnezeu să te împingă din cuibul confortului ca să poți să fii în voia Lui? Și El o va face. Eu m-am rugat și am cerut de la Dumnezeu, dar n-am știut ce cer. Și Dumnezeu a îngăduit ca să fiu împins și mulțumesc Lui Dumnezeu. M-a împins și vrând nevrând mi-am deschis aripile și zbor spre cer de ani de zile alături de un Dumnezeu care și-a întins aripile și m-a ocrotit. M-a păzit. Și a fost cu mine. Și așa poate să fie cu fiecare din noi. Uitați-vă la felul cum Dumnezeu lucrează. Și aici, dacă mă uit în textul acesta, am mai observat ceva. După ce Domnul ne împinge din cuibul confortului, ca să ne ducem să fim oamenii lui Dumnezeu, oameni de care să se folosească Dumnezeu, ca lumea aceasta să fie mântuită. Uitați, Filip, cei ce se împrăștiaseră, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, însoțit de semne. Aici s-au crezat două extreme și mie nu-mi place nici una. Prima dintre extreme este aceasta. Unii nu vor numai cuvânt. Numai cuvânt, numai studiu, ca și cum acum n-ar mai fi bolnavi, n-ar mai fi îndrăciți. Numai să studiu și cuvânt, în rest, minunile, lucrarea Duhului Sfânt, autoritatea apostolică, a fost atunci odată. Și nu-i bună extrema aceasta. Și acum sunt minuni, și acum sunt oameni demonizați, și am văzut cu ochii mei cum Domnul, sub ochii mei am văzut oameni care au fost eliberați. Dar alții vor numai studiu biblic, numai studiu și atâta învață, și atâta învață. Și să pune accent pe învățătură și niciodată pe lucrarea aceasta. Nu-i bună. Alții spun, cuvântul nu-i pentru noi, cuvântul-s teorii goale, noi mergem cu Duhul Sfânt și vor numai minuni, minuni, minuni. Nici asta nu-i bună. Cea care e bună, cea care funcționează, este propovăduirea Evangheliei în puterea Duhului Sfânt, însoțită de semne și de minuni vizibile. Și așa i-am rugat pentru Leia, să facă Dumnezeu minuni vizibile. Nu-i chemăm pe oameni la minuni, că dacă te-ai duce anunț, să zicem, în Craiova și îi spune, auziți, în Piața Mare, la ora 4, vine unul și face minuni, sunt sigur că e plin acolo, că oamenii caută minuni, dar noi nu chemăm la minuni, ci chemăm la Hristos să propovădească Evanghelia curată și Evanghelia aceasta este însoțită de puterea Duhului Sfânt. La asta ne cheamă Domnul, numai cuvântul, nu. Și cuvântul binecuvântat și lucrarea binecuvântată a Duhului Sfânt. Astea trebuie să meargă mână în mână. Așa ne-a învățat. Și vă spuneam, biserica sau cartea Faptele Apostolilor, manualul de lucru al bisericii, este această carte. Trebuie ca să o citim. Trebuie să ne adăpăm din cuvântul acesta, să ne rugăm, așa cum se ruga de altfel biserica. Tot la început, vă citesc parte din rugăciunea bisericii, zice, și acum, Doamne, fapte 4:29, acum, Doamne, uite-te, a început prigoana, nu stârnește ură prigoana, nu stârnește ură, uite ce fac cu noi. Prigoana stârnește rugăciunea și iubirea pentru cei nemântuiți. Uite-te la amenințările lor, coboară foc din cer peste ei, nu. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să se facă minuni și semne.
Unii spun, nu mai sunt minuni, nu mai sunt vindecări, nu mai sunt îndrăciți. Bine ar fi, dar printre noi sunt mulți bolnavi. Printre noi sunt mulți care vin cu influențe demonice și Hristos are putere să elibereze. Așa trebuie să ne ducem, în puterea Duhului Sfânt și vom fi oameni binecuvântați de Dumnezeu. Și aici e față în față, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu față în față cu sistemele oculte din lumea aceasta. Uitați-vă la omul acesta care era vrăjitor, care și el venea acolo și aici din nou, dacă veți, pune în față în față lucrarea Duhului Sfânt, zice, noroadele luau aminte cu gând la cele spuse de Filip, pentru că atunci când lucrarea lui Dumnezeu se coboară și când Duhul Sfânt vindecă, ascultați-mă bine, trebuie să fie minuni vizibile și pentru asta ne rugăm. Nu, am fost la adunare, a fost așa o rugăciune, am avut o migrenă și cine știe, mi-a trecut, după rugăciune m-am simțit mai bine. Nu zic că asta nu poate să fie o minune. Sau mi-a fost greață, n-am avut poftă de mâncare, după rugăciune. Să fie minuni vizibile. În biserica în care m-am botezat eu cu ani în urmă, eu nu am fost în ziua aceea, în Cluj. Au adus un olog în Cluj. Se terminase biserica și cum noi ne tercând, gata, ce ne uităm la ceas, mergem să mâncăm, că doar asta e cel mai important, nu? Și prațul a început să iasă, omul acesta a venit la distanță mare și a rămas câțiva, nu vreți să rămâneți, uite, a venit un olog în cârși să ne rugăm pentru el. Și a rămas câțiva, haideți înăuntru, s-a întors înapoi, cum și noi ni s-a întâmplat. Și când s-au rugat, ologul acesta a început să sară de la pământ sus și sărea câte un metru și ceva în sus și-a aruncat cârjile și sărea în sus și-a ieșit afară din biserică și-a ieșit oamenii la bloc, l-au auzit cum striga și cum lăuda pe Dumnezeu. Minuni vizibile. Când m-am rugat odată cu soția mea, și îmi spunea copiii, și Mara mai ales, spunea, tate, am vrea să vedem cu ochii noștri. M-a rugat pentru sora Cati, o știți? Nu sora Cati, mama lui sora Cati. O știți pe sora care stătea în Bresti. Ea a avut o comoție cerebrală, a uitat laptele pe aragaz și a mers gazul în continuu, a căzut jos și a stat așa câteva zile. Când s-a trezit cumva, s-a anunțat familia și m-am dus la ea. Vreau să duc la spital, a zis, nu, să nu mă duceți la spital. Să vină fratele Sami și să îmi facă ungerea să mă vindec. Și eu când am mers, i-a făcut separeză pe partea dreaptă și nu putea să vorbească, era dusă gura într-o parte, mâna dreaptă nu și-o simțea și piciorul. I-am făcut ungerea și după ce am făcut ungerea, sub ochii mei, am văzut cum gura i-a venit la loc. Și a zis, uite că pot să vorbesc, n-am putut să vorbesc. Asta e numai una din minunile cu care Dumnezeu însoțește Evanghelia Lui. Diferența dintre lucrarea vrăjitorilor. Uitați, vrăjitorii ce zic? Și-a fost și aici la dumneavoastră în oraș, cineva care zice, auzi, îți pune mâna în cap, simți nu știu ce energie, te simți nu știu cum și te încălzești, bioenergie și tot felul de povești. Să vă spun ceva, astea sunt lucrări de amăgire. Diavolul, prin lucrarea ocultă, amăgește și înșală. Vă citesc din Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, un cuvânt care merită să-l însemnăm, din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cred, un cuvânt care merită să îl punem la inimă. Uitați, capitolul 2, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi prin arătarea venirii sale. Arătarea lui, acelui nelegiuit, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, cu semne și cu puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată și dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. De ce să duc oamenii la vrăjitor? Că le frică de ziua de mâine. Ce face un vrăjitor? Îl iei de la un drac și îl dă la alt drac și îl amăgește. Ai simțit ceva? Nu, dar mi-a spus ceva. Că diavolul cunoaște multe lucruri din prezentul tău. Și spune, și aici față în față lucrarea celui rău
cu lucrarea binecuvântată a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Numai că omul acesta, spre deosebire, uitați, pe cine înălța omul acesta? Pe Hristos ca și Filip? Dacă pui față în față lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, prin Filip și lucrarea de vrăjitorie. Zice aici, în cetatea era un om Simon, care zicea că e un om însemnat. Pe cine înălța el? Pe Dumnezeu? Pe Iisus Hristos? Uitați-vă! Oamenii l-ascultau cu luare la minte. Ce făcea? Ce produc vrăjitorii? Șoc! Fără să vrem, am uitat, căutam ceva predică la X Factory, cum să duc vrăjitorii și amăgesc pe oameni la concursuri mondiale și fac tot felul de amăgiri. Și oamenii, știți cum rămân? Cu gura căscată. Dar nu-s minunile lui Dumnezeu și nu se eliberări de demoni acolo și nu-i bucurie cum e aici. Nu! Îi uimire. Wow, ce minune fă! Amăgire. Asta este lucrarea vrăjitoriei și bieții oameni. Și aici la noi în cartier se duc și privesc, se duc și întreabă, în loc să-L întrebe pe Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii. Oamenii aceștia caută folosul lor, caută să se înalțe pe ei, toți de la mic la mare. Au ajuns să zică, auzi, asta e puterea lui Dumnezeu. Au făcut minuni? Au scos draci? S-a pocăit cineva? A fost bucurie? A fost revigorare spirituală? Nu, nu. Amăgire. Și amăgirea aceasta cântăm noi o cântare. Bieții oameni! Și noi stăm în orașul acesta. Câtă lume e amăgită de Duhul acesta al vrăjitoriei care străbate orașul de-a lungul și de la altul. Și de multe ori m-am rugat, Doamne, sparge-te de cuiburile de vrăjitorii și adu puterea sângelui de la Calvar ca oamenii din orașul acesta să se întoarcă la Dumnezeu. Închei cu un ultim lucru. Omul acesta, după ce a văzut minunile, s-a pocăit. Și asta se poate întâmpla cu cineva, care până la urmă a crezut și el. A crezut și spune Biblia că și el s-a botezat. Ce șochează finalul textului, știți ce este? Și avem adesea asemenea oameni în biserică. Iertați-mă că vă spun, n-am nicio tendință, dar de aici adeseori văd oameni care s-au botezat, care au crezut, știți ce fac? Privesc pasiv la tot ce se întâmplă în biserică, la minuni. Nu fac nimic, nu se roagă. Zici că-s anestezia, pur și simplu stau cu ochii deschiși. Uitați-vă la el, chiar și Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip, nu făcea nimic altceva. Privea cu uimire. Mă, să vii la adunare, să fii salvat, să fii spălat de Hristos, să știi că ți-a iertat păcatul, să știi că vei ajunge în palatul, să nu fii în stare să te rogi, să uite așa ca spărieții, oameni botezați. Iertați-mă, trebuie să vă spun adevărul. Ca spărieții, să uite oare ceva, îi stăruință după Duhul Sfânt, vin și se uită, e ungere pentru bolnavi. Nu sunt în stare să spună câteva cuvinte. Stau și privesc apatici. În cuib, nici nu știu de ei, nu știu. Și asta, să știți că e un lucru trist. Asta e o stare jalnică. Două lucruri văd la Simon. Privea la minuni. Spectator. Pur și simplu spectator în adunare. Și se gândea la un pic de câștig. Oare nu pot, dacă m-am pocăit, să fac un pic de afacere cu pocăiți? Să-i pot manipula? Oare nu se poate cumpăra darul acesta cu bani? Și aici se rostește un blestem dur. Și Petru îi va spune, a zis, banii tăi. Păi m-am gândit că dacă au mers înainte și făceam bani cu vrăjitoria, acum nu mă schimb puțin lucrurile și o să fiu și eu mare slujitor. Uite, dacă e cazul, vă dau și bani acum, să primesc și eu darul acesta. Un om pasiv sau un om care pur și simplu vrea să vadă dacă nu poate face ceva câștig. Păi pocăința nu e așa. Domnul are nevoie de spectatori în biserică și de oameni care nefăcând nimic, se uită la biserică, absolut nimic. Mă, să nu pot eu face nimic pentru Dumnezeu, să nu simt cu biserica, să nu mă rog, să nu stau înaintea lui Dumnezeu, să mă doară pentru biserică, că unii și-au frânt aripile datorită idolatriei și scăzut și pe jos, sau altul numai cu o aripă ruptă și trebuie luat în brațe, să fac și eu ceva, stau în cuibul cald și moale, ce bine e, e casă confortabilă, arată bine, ți-e mai mare dragoste, mir ca la club, ăsta nu-i club. Asta e biserica lui Hristos.
Și așa a spus Duhul Sfânt aici, că vrea să facă un spital de urgență pentru cel necăjit, pentru cel zdrobit, pentru cel ce plânge, pentru cel ce îi bate divorțul la ușă, pentru cel care vin duhurile demonice și nu lasă să doarmă. Domnul are nevoie de străgeri care să strige la Dumnezeu. Unde-s oamenii care se roagă? Confortabil, mă uit la ceas, mă uit la telefon, altceva nimic. Nu-și aduc Biblia la adunare, nu interesează. Păi iertați-mă, nu pot să văd o astfel de viață. Ce vrei să fii, spectator? Să vrei să te gândești că să ai un câștig? Asta e pentru noi, nu un caz general. Să nu mă înțelegeți greșit, dar sunt situații. Am văzut și la strănuții după Duhul Sfânt. Stau și te uită din spate. Oare ce-o fi? Cum a vindecat? Păi strigă către Dumnezeu. Intră în armată, strigă. Sunt aici tineri care fiecare săptămână stau în post și în rugăciune ca Dumnezeu să coboare puterea Duhului Sfânt. Să fie cuvântul sănătos și curat. Să îmbrace Domnul slujitorii, să-i mântuiască pe cei necăjiți. Dacă s-a atacat de diavolul, să fie vindecați în locul acesta. Și să se ducă, așa cum spune textul acesta, plini de bucurie. Cuvântul Domnului așa ne spune că în versetul 8, și a fost o mare bucurie. Și bucuria aceasta vine de la Duhul Sfânt, care ne umple inima. Și Domnul este cu noi și această bucurie trebuie dusă în tot orașul. Nu-i așa că adeseori ne place cuibul confortabil, egoiști, bine-i la biserică. Am văzut mântuit, nu mai trebuie să faci absolut nimic. Ba trebuie să-ți deschizi aripile credinței și să zbori pe culmi tot mai înalte, alături de un Dumnezeu. Se întâmplă, poate, să te mai duci în jos, Dumnezeu a spus. Când vezi că te duci în jos și necazul și suferința, poate te fac să pierzi din altitudine. Sunt două aripi și acestea sunt protecția lui Dumnezeu, care vine sub casa ta și sub familia ta și nu te lasă Dumnezeu. Și dacă trebuie să depunem mărturie, dacă trebuie să ne ducem, să ne rugăm la spital sau oriunde ar trebui, să nu ne fie rușine. La asta ne cheamă Domnul. Și așa s-a declanșat mișcarea. A început să Domnul în Samaria, lucrarea. Aici, dacă te uiți la textul acesta cu moare Ștefan, eu aparent, dacă te uiți, zici, măi, o biruință, biserica gata, e înfrântă. N-a fost înfrântă. Și Evanghelia va merge mai departe peste veacuri. Și a ajuns și la noi, și a ajuns și în orașul acesta. Să ieșim din confortul, din liniștea noastră, din lucrul la care ținem atât de mult. Nu e așa, ca să te duci în lucrare, trebuie jertfă, trebuie să-ți pui mașina de dispoziție, trebuie să te rogi. Nu e mai bine decât să nu faci nimic. Să te duci la adunare și eventual să comentezi predicile. Să zici, păi nu, că asta nu e așa bună, mă uit pe internet la alta. Fraților, să ne trezim la pocăință. Biserica lui Dumnezeu se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt, a cuvântului curat și a mărturiei binecuvântate pe care au depus-o apostolii. Să nu fii spectator, să te întrebi, oare eu ce aș putea face? Am discutat ieri cu Bogdan, cu fratele Bogdan și atât am fost de impresionat, o să vă spun, nu vă spun, până la botez. Am rămas extraordinar de impresionat cum Dumnezeu i-a schimbat viața. Extraordinar. Și a zis, de-abia, trebuie să vii să dați și de-abia aștept să fac ceva pentru Domnul meu. Să nu fac chiar nimic, doar să mă duc să consum așa, păi Domnul nu are nevoie de trântori și de oameni pasivi, așa care nu interesează nimic. Să zic, auzi, unde e nevoie? Dacă e nevoie acolo, mă duc și acolo. Aveți nevoie de o zi? Este un tânăr în biserică, nu-i spun numele. În fiecare săptămână, ia o zi de post pentru păstor. Ori de câte ori el e prezent. Alții pot. Alții se pot ruga. Alții pot striga la Dumnezeu. Să ieșim din confortul nostru. Orașul acesta vine mântuit. Sunt mii de oameni. Nu-i judecăm. Vrem să mergem cu mesajul Evangheliei la ei. Să le spunem că Hristos are putere să le ierte păcatele. Are putere să le vindece și bolile. Are putere să facă să cadă duhurile la pământ. Și să facă de rușine toată oștirea celui rău. Pentru că în fruntea noastră este unul care a biruit, fie numele Lui slăvit, El înainte și noi după El. Mai primim clișee,
cum a primit Israelul, clișee din Țara Sfântă, mai este câte unul. Și apostolul Pavel a avut și el, dacă vreți, a fost ca o iscodă, s-a dus acolo și când a auzit, cum e Pavele? Păi vă spun, am văzut acolo lucruri care nici nu-i îngăduit unui om să le vorbească. E ceva extraordinar. Astea sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și vin clișee, sau sunt frați care au avut vedenii, au fost luați de Duhul Sfânt și duși în lumea lui Dumnezeu să le arate fericirea și strălucirea care ne așteaptă. Fiecare din noi ne vom întâlni cu cât am făcut pentru Dumnezeu. Fiecare din noi, începând de la un pahar de apă, de la o vorbă bună, de la o rugăciune, cu tot, cu tot, să ieșim din confortul. Vă rog frumos, fiecare, Doamne, oare eu ce ar trebui să fac? Să fie mai bine la adunare, să fie cu adevărat, așa cum Duhul Sfânt a spus, că biserica asta vrea să fie transformată, și eu cred că îi, într-un spital de urgență. Cel cu aripile rupte, să fie legate, pus pe rol și înapoi spre zborul binecuvântat al slavei eterne și al palatului de cristal în care ne așteaptă Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Asta a fost cuvântul la care m-am gândit. Când Domnul îți scutură cuibul. Domnul îți scutură, mai devreme sau mai târziu, pentru că vrea să te ducă în voia Lui. Îi mulțumesc că mie mi-a scuturat cuibul. Dacă am ajuns aici, este că mi-a scuturat confortul și liniștea și a zis, vreau să te duc acolo unde vreau eu, ca tu să slujești. Cere-i Domnului asta și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.